Scandalul iscat de raportul MCV ia amploare. PSD vrea să conteste raportul la Curtea Europeană de Justiție. Președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Nicușor Halici, a declarat că în partid este analizată posibilitatea unui astfel de demers. Suntem în procedură de lucru și vedem exact ce va presupune. Trebuie să utilizăm toate mecanismele și pârghiile pentru a ne apăra țara și poporul. Despre asta e vorba. Despre dublul standard care este aplicabil în această Uniune și care acum devine din ce în ce mai evident. Ceea ce în unele state se poate, adică revocăm procurorul general în Germania pentru o declarație politică, în România, inclusiv CCR, dacă spune că trebuie revocat cineva, este o încălcare a justiției și a statului de drept, a declarat deputatul PSD. Călin Popescu-Tăriceanu le-a transmis însă colegilor de coaliție că raportul MCV nu este un act juridic și ca atare nu poate fi atacat. Acesta a adăugat că probabil cei care au făcut declarații în acest sens nu au fost suficient de atenți la exprimare. Mecanismul de cooperare și verificare, care este un instrument, hai să zicem, mai degrabă juridic, da, tehnic, cum am spus eu, el e cel care ar putea să fie, să presupunem, supus unei analize și eventual contestat, dar o astfel de decizie nu este luată. Și ministrul Justiției Tudorel Toader spune că raportul MCV are iz politic și folosește standarde duble. Toader a adăugat însă că nu a vorbit cu nimeni despre contestarea acestui raport. Cu mine personal nu a vorbit nimeni despre posibilitatea contestării, deși am auzit că s-a spus că ministrul Justiției a refuzat. Repet, cu mine nu a vorbit nimeni pe acest subiect. Dacă voi fi întrebat, voi răspunde. Întâi să vedem dacă, să vedem motivele și dacă voi fi eu ministru la momentul acela, voi reprezenta, a declarat ministrul Tudorel Toader. Între timp însă, în Parlament, deputații au dat un vot final la cele două ordonanțe de urgență ale guvernului, prin care se modifică legile justiției, ignorând complet recomandările făcute ieri în raportul MCV. Votul a fost însoțit de un adevărat circ politic. Ieri Comisia Europeană ne-a solicitat în mod foarte clar să luăm anumite măsuri cu privire la legile justiției. Și aceste măsuri au fost stabilite neechivoc. Ce facem noi astăzi este să votăm o lege de aprobare a unei ordonanțe de urgență exact împotriva solicitărilor Comisiei Europene. Noi ne dorim o justiție independentă, am extras factorul politic din această justiție, vom merge mai departe cu toată opoziția dumneavoastră și vom mai merge mai departe cu toată opoziția pe care Comisia Europeană și Parlamentul European s-a pronunțat împotriva României. Este josnic din punctul dumneavoastră de vedere, este josnic să nu apărați România. România în acest moment este sub presiune pentru că vrem să fim independenți. La finalul discursului, Iordache a făcut gesturi obscene către deputații USR și PNL, care au criticat vehement adoptarea celor două ordonanțe. Ulterior, Iordache a refuzat să admită că a făcut aceste gesturi. Arătați semne obscene în plenul Camerei Deputaților. Mi s-a părut. Nu ni s-a părut, avem imagine. Bun, eu un punct de vedere. Deci, au fost... Iordache, vă spărați că vă întrerup cu aceste imagini. Așa, păi și bun, am cu mâine ridicate, care e problema? Bun. Și cu degeturi, da. Bun. Ieri, Comisia Europeană a atras atenția în raportul MCV că adoptarea legilor justiției și presiunile asupra independenței sistemului judiciar, în special asupra DNA, au generat dubii privind irreversibilitatea progreselor înregistrate de țara noastră.